Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Până la 20 și 30 de minute, TVR Cultural vă oferă intrare liberă, astăzi în actualitatea imediată și în felul în care ea influențează decisiv, inclusiv mediul cultural. Gruparea militară palestiniană Hamas a atacat Israelul sâmbătă într-o ofensivă care numără deja peste 1000 de victime în Israel, civili și soldați. Aproape 1000 de morți au fost înregistrați în fâșia Gaza ca urmare a ripostei israeliene. Este o situație fără precedent de la războiul arabo-israelian din 1948, titrează CNN. În acest context, premierul Benjamin Netanyahu a promis o răzbunare masivă. În replică, Hamas a declarat pregătită pentru orice scenariu. Cu alte cuvinte, este din nou război în Orientul Mijlociu. Ce tip de repercusiuni are o asemenea situație asupra vieții culturale și sociale în acest spațiu? Vom căuta posibile răspunsuri de la invitații noștri. Ei sunt în studio Felicia Waldman, conferențiar la Centrul de Studii Ebraice al Facultății de Litere Universitatea București. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Andrei Cornea, scriitor și profesor la Universitatea București, bine ați revenit la TVR Cultural! Bună seara! Bună seara! Colegul nostru Liviu Gestan, jurnalist și scriitor, bine ai revenit și tu, Liviu, alături de noi la intrare liberă! Doamnelor și domnilor, de asemenea, vom încerca să intrăm în legătură prin Zoom cu Tsruia Shalev, scriitoare din Israel, cu Yaniv Iscovitz, autor de asemenea din acest spațiu geografic și cultural, și cu Marlena Braeșter, traducătoare și poetă aflată tot în Israel. Deocamdată este alături de noi Tsruia Shalev, căreia îi mulțumesc pentru faptul că, iată, poate să fie astăzi prezentă la intrare liberă. Tsruia, thank you so much for being with us today. Of course, I'm going to ask you, first of all, how are you and where are you? Well, thank you for having me. I'm here in my home in Haifa. Haifa is in the north of Israel, and the north is still relatively quiet. I just heard about shooting there, that Hezbollah already started something, but I hope it's not going to be too serious, because if we will have another front from the north, it might be very, very difficult. Tsruia se alătură emisiunii noastre din locuința sa, din Haifa, în partea de nord a Israelului, unde deocamdată, așa cum ne spune, lucrurile sunt destul de calme, se aud într-adevăr focuri de armă, dar nu s-a întâmplat nimic mai grav. Pe de altă parte, pentru aceia dintre dumneavoastră care ne urmăriți și înțelegeți limba engleză, sigur că da, există această teamă că situația s-ar putea înrăutăți și atunci evident că inclusiv pentru locuitorii de acolo din Haifa trebuie să existe un plan de rezervă. Aș spune și am să-i adresez imediat Tsruiei și întrebarea în limba engleză că întâlnirea noastră a tuturor despre astăzi, de astăzi, este inclusiv despre teamă, despre ce înseamnă să trăiești, să crești, să locuiești cu acest sentiment de teamă, ce înseamnă inclusiv să creezi. Asta o voi întreba și pe Tsruia imediat. Tsruia, our program today is mainly about fear, about living in fear, about growing with a certain fear, but also about creating, having also fear in the background. How is it for you? Well, you know, I was born in Israel and fear was a part of my life since I remember myself. Actually, fear from terrorists, fear from kidnapping. I feel as if all my childhood nightmares became true in such a terrible, terrible way in the south of Israel right now, because the fear was always there. Tsruia ne-a spus că a crescut cu această frică întreaga ei viață, frica de atacuri teroriste, frica de răpiri, toate coșmarurile copilăriei au fost practic materializate în perioada când locuia în partea de sud a Israelului. Vă reamintesc, ea astăzi locuiește în partea de nord, în Haifa. Please, Tsruia, go ahead. So yes, of course, now we are We are afraid. We don't know what will happen in the north.
But more than the fear, I feel now the pain, the endless pain and the endless anger and mourning about what happened on Saturday in Israel, which is a huge, huge disaster. Evident că această frică despre care vorbeam există și astăzi, pentru că nu se știe ce se va întâmpla în partea de nord a Israelului, dar pe lângă acest sentiment, sigur că sunt și sentimentele de durere, de furie și sentimentul de doliu, de jale pentru ceea ce s-a întâmplat în Israel și se întâmplă în continuare începând de sâmbătă. Tsruya, you have experienced first-hand a terrorist attack years ago, something you also describe in one of your novels. What kind of mark does this leave you as a writer? Tsruya a experimentat și un atac terorist în urmă cu câțiva ani, episod care este prezent într-unul dintre romanele sale. Am întrebat-o ce tip de amprentă lasă o asemenea experiență asupra ei ca scriitoare. Yes, as I said, growing up in Israel, it means to grow up with fear and with terror, because we suffer from this terror for generations. And yes, it happened to me personally almost 20 years ago in Jerusalem, when I went to bring my son to school in the morning, and on my way back, a bus full of people exploded just next to me. And I was injured, 11 people were killed, a lot of others were badly injured. And yes, what can I say? It's a trauma that that will never be forgotten, but now it seems so small, so tiny, in relatively to what happened in the south, that I cannot even think about what happened to me, because what happened to them on Saturday, to families, babies, children, innocent people that were murdered in this barbarian way, I'm shocked. What can I say? Also, yes, please, Tria, go ahead. No, I will try to resume what you say in Romanian. Yes, no, please go on. Okay. Așa cum ați înțeles în mod cert, frica și teroarea sunt sentimente care au însoțit-o nu doar pe Tsruya Shalev, ci generații întregi care au crescut în acești ani. Dar într-adevăr, acum aproximativ 20 de ani, Tsruya s-a aflat lângă un autobuz care a explodat. A fost un atac terorist, au fost 11 morți atunci, mulți răniți, ea însă și-a fost rănită. Este o traumă care a însoțit-o încă de atunci și care este alături de ea și în continuare, dar spunea mai devreme, comparativ cu ce s-a întâmplat sâmbătă, pare o traumă aproape de ignorat, pentru că iată că acum avem dramele a sute și sute de familii care și-au văzut copiii, și-au văzut bătrânii omorâți în mod crud. Vă reamintesc, este această situație dramatică, mai ales în sudul Israelului. Tsruya, as you were saying, you have moved to Haifa some years ago, and you were saying that living there is somehow unusual in what the Israeli and Arab communities are concerned. How do you explain that? Yes, I moved to Haifa after many years in Jerusalem. And I love Jerusalem, of course, but I wanted to try a different atmosphere, like much more equal atmosphere, I would say, that Jews and Arabs can live together, can get equal rights, can live together without this distance that we experienced in Jerusalem. And yes, I have to say it's the only optimistic um
thing that I can relate to right now, that that here in Haifa we still feel close to each other, and that the tensions are not increasing between Jews and Arabs. And this is my vision for the whole region, but I know it might take a long time, and maybe it will never happen. You know, that all the moderate people, doesn't matter Jews or Arabs, that all the moderate groups will get united here, and just to fight together against this barbarian terror. It's really it's unbelievable. It's like ISIS, what they did. It's unbelievable. They cut heads of babies. I mean, we saw terrible images from there. So we have to separate between those extremists, that we can never leave aside them. We can only fight them. And between the other population that want to live in peace. Yes, thank you. I will try to shorten up your answer to our Romanian viewers. Tsuria Shalev s-a mutat, așa cum ați aflat deja, la Haifa în urmă cu câțiva ani și întotdeauna când a fost întrebată despre viața acolo, a spus că este cumva un caz oarecum izolat, pentru că acolo comunitățile izraeliene și arabe locuiesc într-o relativă armonie. Firește că am întrebat-o cum explică acest lucru și mi-a spus că din totdeauna lucrurile au stat în acest fel, a existat această concordie, cel puțin aparentă, între cele două comunități, care nu au fost niciodată angrenate în asemenea conflicte. Ea speră, de altfel, că acest tip de atitudine, această atitudine moderată, va reuși să precumpănească inclusiv în conflictul uriaș la care asistăm cu toții în acest moment, dar că deocamdată este mult prea devreme pentru a ajunge la o asemenea concluzie. Este firește doar și numai o speranță, pentru că dacă ne uităm la duritatea, la cât de atroce au fost aceste atacuri, ea a vorbit inclusiv despre copii care au avut capetele tăiate de către reprezentanții Hamas, sigur că suntem extrem, extrem de departe. Ea a comparat cu ISIS și cu acțiunile grupării teroriste ISIS, ceea ce se întâmplă în acest moment. Tsuria, I have one last question for you. How do you think this atrocious conflict will change the face of both cultures? Wow, that's a very difficult question. It's hard to tell. On the one hand, you know, it's going to be a huge trauma for generations, and it will take a long time to overcome it. On the other hand, sometimes those terrible events can change the atmosphere. Maybe they will create a new hope to get together all the moderate populations in this region, in the whole Middle East. This is my only hope, that maybe it will be the last war, but I don't believe myself in what I'm saying. It's too tragic here. It's like there is a curse on this region. Am întrebat-o pe Tsuria Shalev și este ultima întrebare pe care o adresez, dată fiind dificultatea situației pe care o traversează. Cum crede că acest conflict atroce va schimba fețele ambelor culturi implicate în el? Ea mi-a răspuns că trauma este deocamdată mult prea acută pentru a putea să gândești în perspectivă, că va fi o traumă care se va întinde pentru mai multe
generații, dar sigur că există întotdeauna și speranța pentru o schimbare, o schimbare care să presupună aceeași armonie, aceeași concordie între, între comunități care prin negociere, prin moderație ar putea să reușească la un moment dat să ajungă la un eventual armistițiu, dar că nici măcar ea nu crede cu adevărat ceea ce spune, pentru că este mult prea greu și mult prea rău ceea ce se întâmplă în acest moment, prea tragic. Ea speră că ar putea poate să fie ultimul război. Pe de altă parte, vorbește și despre un blestem care pare să însoțească de multă, multă vreme deja acest spațiu geopolitic și inclusiv cultural. Tsuya, thank you so much for being with us today. And of course, we wish you first and foremost peace. Thank you so much once again. Thank you. Thank you for your support. Mulțumesc dumneavoastră că, iată, ați avut răbdarea de a urmări acest dialog realmente la cald pe care l-am avut cu Tsuya Shalev, una dintre cele mai importante autoare din Israel în acest moment. Vom mai avea asemenea intervenții, sper, pe durata emisiunii noastre. Domnule Cornea, aș începe dialogul cu dumneavoastră în studio, gândindu-ne inclusiv la niște fapte spuse de liderii Hamas în această perioadă, potrivit cărora intenția unor atacuri de asemenea magnitudine este inclusiv aceea de a instila frica în populația generală, care în acest fel ar trebui să-și dea seama că nu este deloc protejată de autoritățile, de practic mai mari care se află la putere. Cum ajunge oare această teamă despre care am vorbit și pe durata întregului dialog cu Tsuya Shalev să definească inclusiv profilul intelectual al unei comunități? Așa cum a spus și doamna Shalev până acum, israelienii s-au obișnuit, generații, deja a treia generație cel puțin, s-au obișnuit să trăiască cu teamă. Ba, eu aș merge chiar mai departe și aș spune că a fi evreu, chiar și înainte de fondarea statului Israel și după în unele părți, a însemnat să trăiești cu teamă. Teamă de pogromuri, teamă de persecuții, a fost Holocaustul. Ca să spunem așa, nu e un lucru nou pentru noi, teamă. Aici e un lucru diferit, totuși. E adevărat, armata israeliană și serviciile, cum s-a spus, au fost prinse pe picior greșit, nepregătite pentru această situație. Rămâne ca ei să stabilească de ce, cum s-a putut, bun, sunt tot felul de teorii. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat întotdeauna, de obicei nu s-a întâmplat și nu se va mai întâmpla. Este limpede că se va plăti un preț și prețul vor plăti teroriștii în primul rând, din păcate îl va plăti și o populație civilă din Gaza și lucrurile... S-au văzut asta în alte situații. Terorismul nu câștigă până la urmă. E un fel de 11 septembrie pentru Israel. Ba chiar ca proporție față de populație mai mare. Dar cam asta e dimensiunea. Al-Qaeda, ISIS după aceea, da. nu au reușit să obțină victoriile politice pe care ei le sperau. Nu vor obține nici aici. Este alături de noi și Ovidiu Raețchi, președinte al Centrului Euroatlantic pentru Reziliență, pe care îl salut. Îi mulțumesc că este la intrare liberă astăzi la TVR Cultural. Și v-aș propune, domnule Raețchi, dacă ne auzim, să încercăm o explicare a contextului istoric. Ce stă practic la baza tensiunilor devenite aproape loc comun dintre Palestina și statul Israel? Nu vă auzim deocamdată, cred că trebuie să vă treceți. Acum vă auzim, da. M-a auzit, da, salut eu profesorii din platou. Din punctul meu de vedere, la baza acestui război, iată, care împlinește mai bine de un secol, stă valul antisemit de la
finalul secolului al XIX-lea din Europa, cu brasul său occidental, da, vorbim de afacerea Dreyfus și vorbim de pogromurile care după 1880 încep să se extindă. Există momentul acela de șoc de la Chișinău, de la începutul secolului. Și singura soluție este soluția propusă de Theodor Herzl, singura soluție realistă, pentru că pe măsură ce ne apropiem de cel de-al doilea război mondial, inclusiv statele occidentale și Statele Unite ale Americii își închid granițele pentru evrei. E un lucru rar adus în discuție dintr-o anumită pudoare față de valorile occidentale, dar adevărul este că Palestina devine soluția de salvare, pentru că inclusiv Occidentul abandonează parțial cauza evreilor. Și atunci vedem de la un deceniu la altul, de la fiecare alia, crescând cu 5.000, cu 10.000 numărul de evrei care, pentru a se salva din pogromurile din estul Europei și de ceea ce urma să se întâmple în Germania nazistă și în teritoriile cucerite de Germania nazistă, încep să meargă către Palestina, deși sigur era o misiune aproape imposibilă și nu întâmplător acele teritorii pe care evreii reușesc să le dezvolte sunt parțial libere, pentru că acele teritorii erau foarte greu de smuls naturii, în condițiile în care vorbim de blaștini, bântuite de boli, unde agricultura era aproape imposibilă. Marele avantaj în epocă fiind că a existat pe de o parte o finanțare semnificativă inclusiv a baronului Edmund de Rothschild, care sprijină o mulțime, o salbă de chibuțuri în regiune. Disponibilitatea evreilor de a munci în aceste chibuțuri de dimineață până seara, cu rezultate absolut simbolice, era mai degrabă o satisfacție spirituală, și o generație foarte, foarte importantă de agronomi, de chimiști care găsesc soluții științifice pentru a face pământul roditor. Ăsta este contextul mai larg în care, la un moment dat, în anii 20, tabăra arabă înțelege la rândul ei că imigrația evrească a crescut și că ne apropiem ușor, ușor spre cel de-al doilea război mondial de un echilibru demografic, și alege din nefericire soluția violenței. Violențele încep în 1929 în Hebron, de exemplu, vorbim de un mare masacru, de o ieșiva distrusă integral, de masacre inimaginabile pe care le-am revăzut zilele trecute de altfel. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l punctez și care stă cumva la baza acestui conflict nesfârșit: refuzul succesiv al taberei arabe de a accepta diferitele planuri de partiție care vin atât din partea Marii Britanii în 1937 prin Comisia Peel, care oferă 70% din teritoriul taberei arabe, și arabii spun nu, evreii spun da, și apoi planul de partiție al Organizației Națiunilor Unite din 1947, care este din nou acceptat de evrei, care se află în ultimul an de trecere dinspre evreitate înspre statul Israel. Însă tabăra arabă refuză acest plan. În 1948 vedem un atac generalizat împotriva statului Israel, care și-a declarat independența după plecarea britanicilor în granițele stabilite de mandatul ONU. Deci aceste ratări inițiale ale unei înțelegeri care ar fi fost la acel punct foarte favorabile taberei arabe stau cumva la baza crizei de astăzi. Mulțumesc din suflet pentru aceste precizări și o să ne întoarcem la dumneavoastră pentru a lărgi sau pentru, dimpotrivă, a focaliza și mai mult asupra ceea ce se întâmplă astăzi și pentru a încerca să înțelegem multe din resorturile unor asemenea acțiuni. Dar îl avem acum alături de noi pe Yaniv Iscovitz, autor israelian. Mă bucur, iată, că am reușit să-l aducem și pe el în legătură directă cu noi, măcar pentru câteva minute. Yaniv, hello from Bucharest. I hope you can hear us well. Yes, I can hear you. How are you? How are you? This is the most important thing. How are you and where are you right now?
Well, right now I just jumped into my house for a few minutes in Tel Aviv. We are trying to help all the people, the families, soldiers around us. And well, you know, it's not the best time in Israel right now. Yaniv se găsește la el acasă, la Tel Aviv, și de acolo încearcă să ajute cât de mult se poate, să ajute societatea civilă, să ajute de asemenea soldații. Firește, nu este nici pe departe un moment foarte bun. Yaniv, tell me, has the writers' community in Israel gathered along a common point of view or a common position regarding this conflict? Well, we talk with each other a lot. To be honest, right now everyone is in a state of shock, and we are in a state of enormous sorrow and remorse, and you know, we bury our dead, and we still don't know what's going on with many civilians, people, children, older people. We don't know where they are, whether they are alive or dead. So we are not really talking about the situation right now. We're just trying to see how every day, you know, take it one day at a time. And we are extremely worried about the people who are held captive. We don't know where they are. We don't know whether they are wounded or alive or dead, so this is our basically main concern right now. L-am întrebat pe Yaniv dacă în acest moment comunitatea scriitorilor din Israel a reușit să se pună de acord cu privire la un punct de vedere comun sau o poziție comună vis-a-vis de acest conflict. Firește, mi-a spus că este mult prea devreme. Deocamdată grijile principale sunt cele legate de ostatici, despre a căror soartă se știe foarte puțin sau deloc. Pe lângă această grijă, evident că există durerea, există șocul, există remușcarea și toate celelalte sentimente care vin în avalanșă de sâmbătă vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă. Este grija pentru mulți, aceea de a-și îngropa morții. Este mult prea devreme pentru a avea o reacție centrată din partea unei comunități. Yaniv, I think you're also... Or we can talk about also something particular to Israel, that is the military training that is compulsory for every Israeli citizen. Would you say that this changes the perspective a bit? Well, actually, you know, I don't think any of us imagined that someone would do something like that in the 21st century, in 2023. The atrocities are, you know, I don't wanna talk about it because it's really hard to even express it. But the level of barbarianism and the level of cruelness is almost unbearable. So yeah, I think it will change a lot of perspectives. I think Israel will never be the same after October 7th. You know, some people say it's like the Yom Kippur War, it's our 9/11, and yeah, it's a defining moment in the history of Israel. And I also think that it's a defining moment in the history of the Western world, because you know, what we see now is not only we've seen it in ISIS, we now see it in Hamas, but we are surrounded by more and more organizations who have the same ideology. So I think it's really a defining moment, even for me personally, I have to say. You know that my history, I refuse to serve in the occupied territories, and I still believe that the Palestinians should get their own rights and their own state and everything. But what happened in Gaza Strip is very different from the rest of Palestine.
from what's going on in the rest of the occupied territories. It's very different, and I don't know the future, obviously, but I think that everyone needs to sort of rethink their previous perspectives and ideologies and et cetera. I will try to translate to our viewers what you just said, Yaniv. It's been a long answer. I will try to shorten up for our viewers. Un lucru asupra căruia voiam să aflu punctul de vedere al lui Yaniv Iscovici ține de obligativitatea serviciului militar pentru fiecare locuitor al statului Israel. Și eram curios dacă acest fapt schimbă într-o câtva perspectiva internă asupra ceea ce s-a întâmplat, din câte ați putut să înțelegeți fără îndoială din cele spuse de Yaniv, nu schimbă foarte tare perspectiva acest fapt. Cruzimea, barbaria acestor atacuri de sâmbătă rămâne la fel de intensă, rămâne resimțită la fel de acut. După 7 octombrie, după cum spune Yaniv Iscovici, Israel nu va mai fi niciodată la fel. Sigur că au existat comparații cu războiul de Yom Kippur 1973, fie că au existat comparații cu 11 septembrie 2001, oricum pentru statul Israel, așa cum îl cunoaștem și așa cum îl percepem cu toții, această dată, 7 octombrie 2023, rămâne una capitală și dincolo de stat, pentru el însuși, pentru Yaniv Iscovici, un cetățean israelian care a fost întotdeauna de partea dreptății, inclusiv de partea drepturilor palestinienilor, lucrurile sigur nu vor mai fi nici ele niciodată la fel. Yaniv, one last question for you. We have also had Tsruya Shalev in an interview prior to your intervention. How do you think this new war will change the face of both cultures? I think that first of all, it will change our perspective in the sense that we cannot continue to live like that, assuming that everything will be like it was. You know, Israel is continuously over the years didn't want to deal or challenge with a huge question of what is it going to be the future with Palestinians? How is it going to work? Because throughout the years, throughout, I don't know, 50 years of occupation, we keep postponing the question. And we rely on our army and we rely on our security. And we basically do the same. And every once a while, every few years, we have a little war or some conflicts or some terror attacks. And they do something and we do something, etc. And I think that this moment, hopefully, will make everyone realize that this situation cannot last anymore. We need to resolve the conflict once and for all. We need to, there are going to be some really, defining decisions for how the Middle East is going to be in the future, but I'm pretty sure that it can't be as it was up till now. This is the main thing, I hope that we will, obviously right now nobody can see it because we are deep into the grief, but I hope that maybe something positive will emerge out of this horrible situation. L-am întrebat pe Yaniv Iscovici, la fel ca și pe Tsruya Shalev, cum crede că acest conflict va schimba fața ambelor culturi și mi-a spus că cel mai important lucru este faptul că Israelul trebuie să conștientizeze odată pentru totdeauna faptul că această problemă nu mai poate fi tergiversată, așa cum Yaniv afirmă că a fost tergiversată timp de 50 de ani de ocupație. Sigur că da, bazându-se pe armată,
bazându-se pe serviciile secrete, având întotdeauna aceste repere, atacuri de o parte sau de alta, dar una peste alta, proporțiile la care a ajuns conflictul în acest moment fac imposibilă o atitudine care să continue această politică și firește că din nou este reiterată această idee potrivit căreia, după proporțiile unui asemenea conflict, lucrurile trebuie să se schimbe în mod capital. Evident că după momentul șocului, după momentul durerii, după momentul de teroare efectivă în care trăiesc locuitorii Israelului, se poate întrevedea la un moment dat și un soi de speranță, cum că acesta să fie conflictul definitiv care să pună odată capăt tensiunilor de acest tip. Yaniv, thank you so much for being with us today. And of course, as I was saying to Tsruya Shalev earlier, we wish you nothing but peace. Thank you, and I wish to thank all the Romanian readers who, by really dozens and hundreds, sent me letters and emails and Facebook messages. Thank you, really. Thank you. Iată că Yaniv le mulțumește și cititorilor din România, care au trimis sute, poate chiar mii de mesaje în aceste zile. Doamnă Waldman, iată că avem așadar deja mai multe opinii și dacă ne uităm inclusiv la presa internațională, sunt foarte multe voci și citesc din nou CNN, care spun că această confruntare are toate datele unei confruntări capitale, după care trebuie să urmeze realmente un stop, un stop major. Vă întreb și pe dumneavoastră, cum credeți că ar putea să arate această formă de stop, de deznodământ? E foarte greu de imaginat cum va putea arăta o astfel de soluție, o astfel de rezolvare a conflictului, pentru că până la urmă vedem, de pildă, că în toate declarațiile pe care le face Hamas și în toate declarațiile organizațiilor care susțin Hamas, am văzut de altfel deja în diverse locuri din lume demonstrații în favoarea Hamas, în ciuda evenimentelor și a evidenței, sunt încă oameni care sprijină Hamas și care mesajul pe care îl transmit... Sigur, aici avem și gruparea Hezbollah din sigur, Liban. Dar avem ONG-uri din Statele Unite sau din alte părți din lume, care din Anglia, din Franța, care au făcut demonstrații în care au susținut Hamas și ideea, că asta am vrut să subliniez, ideea că scopul acestui atac al Hamas este și scopul final al Hamasului în tot ceea ce face, nu numai de data asta, ci în perspectivă, este eradicarea statului Israel și înlocuirea lui cu un stat palestinian. Nu e vorba de încetarea conflictului, nu e vorba de înființarea unui stat palestinian, ci de înlocuirea Israelului cu un stat palestinian. În aceste condiții e foarte greu de negociat, e foarte greu de văzut o soluție. Practic, motivul pentru care de 50 de ani avem această situație, mai bine de 50 de ani, avem această situație, este tocmai pentru că este imposibilă negocierea. Cum sublinea Ovidiu Raiețchi mai devreme, au existat momente în ultimii ani, în ultimii 30 de ani, în care partea israeliană a făcut concesii destul de mari pentru Israel, pentru populația Israelului, care au creat nemulțumire în Israel și totuși au fost propuse aceste concesii cu care partea arabă n-a fost de acord, pentru că interesul părții arabe a fost să continue conflictul în această idee că doresc tot teritoriul. Deci, e adevărat, există această speranță, există această idee și atitudine în stânga israeliană în general, că este posibil un astfel de dialog, că este posibil o astfel de soluție, dar stau și mă întreb, ca un om care nu e neapărat specializat în politică și în probleme militare, dacă în acest context, în cazul în care în Gaza această grupare Hamas este stăpână pe teritoriul intern, dar are totuși în jur un Israel care controlează granițele, dacă în acest context a făcut ceea ce a făcut, dacă va fi stat și va avea armată și va avea toate posibilitățile, cu atât mai mult ce se va întâmpla cu Israelul. Israelul trebuie să-și pună această problemă. Apelez din nou la domnul Raiețchi pentru contextualizare, întrebându-l cum apare această grupare Hamas. Hamas apare
Oarecum în contextul procesului de pace dintre Israel și Egipt, care începe în 77, încep discuțiile inclusiv cu mediere românească și marocană, acela este un moment în care o parte a opiniei publice egiptene, controlată de frăția musulmană, se radicalizează și o aripă a frăției musulmane din Gaza, condusă de un personaj religios, șeicul Yasin, lansează această mișcare. Practic, ce se întâmplă este o tranziție în tot spațiul musulman între o stângă, o gherilă de stângă, cum era cea lui Yasser Arafat, sprijinită de Uniunea Sovietică, care este înlocuită de formațiuni paramilitare religioase, finanțate din cu totul alte zone, inițial poate zone sunite. Astăzi, în mod paradoxal, avem o finanțare șiită iraniană pentru grupări religioase sunite, ceea ce e foarte incoerent din perspectiva ideologiei musulmane, unde această sfadă dintre suniți și șiiți este puternică. Noi în momentul de față vorbim așadar de două blocuri ale reprezentanților palestinieni: blocul religios din această regiune de sud-est, din fâșia Gaza, blocul Hamas, care vine la putere în 2006 prin, nota bene, alegeri câștigate corect la acel moment, și care în anul 2007 gonește Fatahul lui Arafat, așadar gruparea de stânga din Gaza, în urma unui scurt război civil, o gonește în ceea ce numim West Bank sau Cisjordania, sau din perspectivă israeliană, Iudeea și Samaria. Aceste două grupări continuă să se afle într-un soi de rivalitate pentru putere, și de aici complexitatea dialogului pe care Israelul trebuie să-l ducă cu două tabere aflate în conflict. Liviu, Israel între viață și moarte, am titrat pe burtieră în acest moment. Cum supraviețuiește cultura? Cum supraviețuiește cultura într-o asemenea situație? Mi-a amintit de o conferință pe care a ținut-o scriitorul american Don DeLillo la începutul anilor 90, pe fondul războiului din Irak. Și el spunea ceva acolo, că până la asasinarea lui Kennedy, el crezuse că un scriitor sau cărțile în general au capacitatea de a modela și de a influența viața interioară a unei culturi. Dar că asasinarea lui Kennedy a spart această paradigmă și a adus în prim plan teroriștii, fabricanții de bombe, care sunt acum noi modelatori de viață interioară a unei culturi. Și dacă este să ne uităm la felul în care conflictul israeliano-palestinian a fost redat din anii 60-50 încoace în literatura israeliană, vom vedea că este îmbibată, mă refer la trioul compus din Amos Oz, din David Grossman și din Abe Yehoshua, este îmbibată de complexitatea acestui conflict. Practic, toate aceste cărți trăiesc în jurul acestui mare și încălcit conflict. Domnule Cornea, s-ar spune că producția intelectuală este favorizată de pace, de armonie, de stabilitate. Și pe de altă parte avem timpuri și situații cum de sunt... De unde aveți concluzia asta? Nu, am spus s-ar spune, n-am tras nicio concluzie. Am spus doar s-ar spune și tocmai veneam și cu argumentul în contrapartidă. Asta voiam să spun mai departe, că sunt situații și timpuri cum sunt cele pe care le traversăm, în care, dimpotrivă, și asta voiam să vă întreb, există un soi de rezistență prin cultură și prin asemenea producție intelectuală, un răspuns la atrocitățile care sunt experimentate în zona socială. Și voiam să vă întreb cum simțiți că se articulează această ripostă în asemenea perioade. Vreau să vă spun că prima capodoperă a civilizației occidentale, ca să spunem așa, este despre un război, Iliada, nu? Și s-ar putea spune că și multe din cele care urmează se referă la războaie, conflicte,
Pentru că asta este lumea, asta a fost dintotdeauna. Avem noi o reprezentare destul de idealistă sau chiar utopică despre cum ar trebui să fie lumea și cum ar trebui să fie cultura în ea. Nu știu cum va influența asta literatura israeliană în mod specific, nu sunt un cunoscător bun al ei, dar este limpede că acest conflict, împreună cu celălalt conflictul din Ucraina și legăturile care se fac între ele și felul în care lumea se articulează astăzi, taberele care se creează, vor avea un mare impact. Eu însă aș vrea să atrag atenția asupra tendințelor care există de a relativiza lucrurile. Și asta o fac și unii oameni de cultură sau, în orice caz, intelectuali, influencers, cum se spune, se fac pe rețelele de socializare, tendința de a căuta nuanțe. Da, zice, și israelienii au comis lucruri grave, uneori în teritoriile ocupate, au comis și ăștia luptătorii Hamas. Unii le spun militanți, cum le spune BBC-ul, militanți se numește și alții care sunt mult mai pașnici. Toți sunt militanți, toți militează pentru ceva și noi suntem militanți și noi milităm pentru o cultură integră, pentru dreptate, democrație. Se fac nuanțe, se relativizează lucrurile, spuneam. E bine, nu trebuie să facem asta, trebuie să ne opunem acestei. Asta zic eu că e datoria noastră celor care suntem departe de conflictul direct. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, să spunem, da, acolo este teroare, sunt niște teroriști, niște asasini, niște criminali. Cred că deja am văzut asta în ambele intervenții pe care absolut, le-am avut absolut, o spun ei, dar trebuie să o spunem și noi de aici. Sunt niște criminali. E adevărat că în Israel s-au făcut greșeli, că guvernul actual a făcut erori, dar nu e de comparat Netanyahu și guvernul lui cu criminalii din Gaza care au comandat această oroare. Și încă un lucru pe care aș vrea să-l spun, continuând ceea ce spunea doamna Waldman, până la urmă, soluția, că ați spus ce soluție e. Cred că există o soluție. Ideea că nu există nicio soluție... Practic, soluție n-am spus, da. Am spus deznodământ. Există o soluție, sau mă rog, există ceva care poate clarifica și limpezi lucrurile. Condiția e simplă, ca aceste organizații și celelalte țări care le susțin, cum ar fi Siria, cum ar fi Libanul, cum ar fi Iranul, de ce nu, să adere la acordurile de la Oslo. Simplu. Există aceste acorduri prin care s-au încheiat acordurile cu Palestina cealaltă, așa. Un acord la care știți foarte bine că Hamas în 1993 Oslo nu a fost... Îl denunță, absolut. Tocmai așa, Hezbollah-ul de asemenea. Există țări arabe ca Egiptul și Iordania care au încheiat pace cu Israelul și au relații normale, inclusiv relații economice. Deci există soluții. E nevoie însă ca cei conducători să fie de acord, să le accepte, să accepte existența Israelului. Israelul este singurul stat, cred eu, poate Ucraina începe să fie al doilea, acum față de Rusia. Este singurul stat a cărui existență nu e recunoscută de, sau n-a fost recunoscută deloc de vecinii lui, o multă vreme. Acum, sigur, o parte din ei au recunoscut. Și care au înscris pe steagurile lor distrugerea, anihilarea acestei entități. Cât timp există așa ceva, nu se poate negocia serios. Putem avea armistiții și am avut și vom avea un armistițiu peste un timp, vom avea din nou reluări ale violenței. Și încă ceva pe care vreau să-l spun repede, sunt și ceilalți actori internaționali, nu? Sunt mari actori. E bine, aici e o problemă, pentru că toată lumea spune, nu știu acum cum stau lucrurile în realitate, dar putem suspecta interesele Iranului, interesele Rusiei. E, până când acești
actori nu vor fi de acord că trebuie făcută pace, nu va fi. O să revin la această idee a păcii către finalul discuției noastre, pentru că ascultându-vă mi-am adus aminte, paradoxal, să nu credeți că bagatelizez subiectul despre un final de film, dar promit că revin la idee. Însă, pentru că Liviu a vorbit și l-a amintit pe Amos Oz, avem privilegiul de a o avea alături de noi pe Marlena Braeșter, care a tradus mult din Amos Oz în limba română. Bine ați venit la TVR Cultural, mulțumesc că sunteți alături de noi, sper că ne auzim. Da, vă mulțumesc și eu. Să știți că noi vă auzim puțin slab, dar important este ca dumneavoastră să ne auziți mai bine. Cum spuneam, l-ați tradus mult pe probabil cel mai reprezentativ autor israelian la nivel internațional, Amos Oz. De asemenea, l-ați tradus și pe unul dintre cei mai influenți dintre autorii contemporani, pe Eshkol Nevo. Mă întorc la această idee a temei, a angoasei, chiar a anxietății, care cumva caracterizează acest spațiu geocultural. Credeți că această anxietate, sau ați simțit-o traversând inclusiv scrierile lor? Da, absolut. Amos Oz, pe care l-am cunoscut bine și personal și prin cărțile pe care le-am tradus, se străduia să găsească un echilibru pe plan social, politic, cultural. Cărțile lui susținea că literatura trebuie separată de aspectele politice. El avea o rubrică în ziarul Haaretz unde spunea cum sfătuiesc eu politicienii și cum nu mă ascultă ei. Și mai spunea că are de fapt două stilouri, unul pentru literatură și unul pentru exprimarea politică a lui personală. Anxietate, da, era peste tot. Și acum, chiar și în cărțile lui Eshkol Nevo, de exemplu, pe care le traduc acum. Poate într-adevăr literatura să fie separată de politică atunci când vorbim de Israel? Nu. Nu. Dar literatura, ca literatură, o calitate a literaturii nu depinde de fapt de pozițiile politice. Eu scriu poezie, de exemplu, și am fost întrebată ce înseamnă poezie angajată? Care, cum văd eu, poezia angajată. Eu nu scriu poezia angajată. Conținutul nu e un conținut angajat. Pentru că, dacă privim de-a lungul istoriei literaturii, literatura, poezia în special, poezia angajată, calitativ, în general, este inferioară poeziei care nu are un scop, nu are ceva în fața ei. Care nu are o agendă, sigur că da. O agendă ce trebuie spre să spre anumite zică. Idei. Însă, poziția mea e cunoscută, în special și în Israel și în Franța, unde vin foarte des, unde mă găsesc și acum, prin atitudinea, prin întâlnirile pe care le au fost organizate și la care am participat cu poeți arabi aici, fie în Paris, fie în alte locuri din Franța. Ei au acceptat să apară împreună cu mine în cadrul anumitor evenimente și, bineînțeles, am acceptat și eu. Deci, alt fel de angajare, de fapt, prin literatură. Vorbim despre literatură, dar vorbim și despre istorie. Trăim istoria, doamnă Waldman, și întrebarea mea către dumneavoastră este cum ar trebui, pentru că sunteți inclusiv profesor, cum ar trebui să învățăm despre asemenea episoade de istorie pe care le traversăm noi înșine? Cum ar trebui să învățăm corect despre ele?
Cred că, în primul rând, e vorba de informare, pentru că, de multe ori, informarea este deficitară. Uităm că presa și chiar în Israel citeam de curând că populația Israelului, în mare majoritate, nu are încredere în propria presă, adică în presa israeliană. Pentru că fiecare, în general, fiecare organ de presă, că vorbim de ziare, că vorbim de internet sau de alte surse, au propria agendă. Fie sunt de stânga, fie sunt de dreapta, au interese proprii și promovează un mesaj propriu. Și e destul de greu de navigat, ăsta este adevărul. Și de asta importante sunt sursele pe care le accesăm atunci când vrem să aflăm ce se întâmplă. Spuneam, presa internațională, de pildă, deja vorbește despre pericolul retalierii Israelului. Deci nu menționează foarte detaliat ce s-a întâmplat cu cei masacrați literalmente de Hamas, dar deja vorbește de victimele, de viitoarele victime palestinene care vor fi datorate răspunsului Israelului. Deci și aici avem acest joc între, nu știu de ce, drepturile israelienilor sunt totdeauna mai mici decât ale altora, pentru că întotdeauna când e vorba de Israel se menționează întreagăt victimele israeliene și întotdeauna se pune accentul pe victimele palestiniene. Deci întotdeauna când lucrăm cu astfel de știri trebuie urmărite mai multe site-uri, mai multe informații, mai multe surse pentru a vedea adevărul. Uităm de pildă un lucru foarte bine știut, că Hamas folosește oamenii, folosește civilii ca scuturi împotriva atacurilor israeliene, că își stabilește centrele de comandă militare lângă școli sau lângă spitale, pentru că atunci când Israelul lovește să apară, bineînțeles, în presa internațională, că au fost atacați civili și așa mai departe. Până la urmă, civilii din Palestina, din Gaza, sunt victime ale tuturor, pentru că sunt în primul rând victime ale propriilor lor organe de conducere, pe care, cum spunea Ovidiu Raeschi, exact, le-au ales, din păcate. Până la urmă, noi așa și nemții l-au ales pe Hitler, adică n-a venit nici el prin forță. Hamasul a venit prin alegeri democratice, că după aia a renunțat la democrație și este în al 15-lea an al mandatului de 4 ani, este alt detaliu. Dar este venit prin alegeri și de aia există această problemă a răspunsului societății palestiniene față de ce se întâmplă. Într-adevăr, cum spuneau mulți dintre vorbitori și Țuruia Șalev și Ianif și toți ceilalți, în Israel există această încercare de, să zicem, dialog între partea arabă și partea israeliană. Există arabii israelieni care locuiesc în Israel, sunt cetățeni israelieni, da, care au și ei propriile lor probleme cu Israelul, cu societatea evreiască israeliană, dar care sunt în dialog. Ei bine, e foarte greu de purtat un dialog cu societatea din Gaza, pentru că, așa cum bine sublinia și Ovidiu Raeschi, există o mare diferență între Gaza și Cisjordania. Se vede cu ochiul liber această diferență. Mai mult decât atât, când vorbim de crearea unui stat palestinian, avem o problemă majoră. Gaza și Cisjordania nu se înțeleg între ele. Care stat când avem două tabere care nu se înțeleg între ele? Vorbim, până la urmă, spunea un politician israelian încă de mult, vorbim de trei state, nu de două, dacă e să o luăm așa. Și în aceste condiții, societatea, în special din Gaza, mai puțin în Cisjordania, dar în Gaza, de când a venit Hamasul la putere, cel puțin și înainte, dar cu atât mai mult de când a venit la putere, toată societatea este crescută în acest fel. Generațiile crescute în Gaza în această perioadă sunt crescute de mici, cu arma în mână și cu ura față de Israel. Cum poți să porți un dialog cu această societate? Sunt victime, dar sunt victime în primul rând ale propriilor lor structuri de conducere, care le-au făcut imposibilă viața și imposibil dialogul cu partea israeliană. De asta situația e fără ieșire și de asta este atât de greu de găsit o cale, o soluție sau, mă rog, un deznodământ. Până la urmă, pentru Israel, de foarte multă vreme, status quo este mai posibil decât o rezolvare. Liviu, literatura poate să devină instrument de radicalizare? Normal, ca orice act cultural poate duce la radicalizare. Eu ce nu știu este dacă scriitorii contemporani din Israel duc mai departe cumva militantismul pentru pace al lui Amos Oz și tot ceea ce a făcut gruparea Pace Acum, parcă se numea.
În același timp, revenind tot la Amos Oz și la pragmatismul lui și la spiritul lui moderat, el a fost adeptul soluției celor două state. Și spunea că trebuie să fie, reconcilierea trebuie să fie shakespeariană, adică toată lumea va fi dezamăgită, puțin, pentru a se evita un final, să fie cehoviană, pentru a se evita un final shakespearian cu cadavre împrăștiate pe scenă. Din păcate, mi-e greu să cred că se mai poate ajunge acum acolo, la genul acela de reconciliere. Din punctul meu de vedere, scriitorii israelieni din generațiile de la războiul din 48 încoace, cred că și-au făcut datoria, au arătat pentru ce militează, că vor pace. Mai mult nu știu ce ar putea face. Iar literatura, da, poate fi un instrument de radicalizare, de ce nu? În aceeași notă, sigur că am putea să vorbim și despre o anatemizare generală a culturii palestiniene, un lucru care cumva este explicabil în asemenea condiții, dar nu este nici pe departe just. Greșesc când fac această afirmație? Firește că nu. Până la urmă există și o literatură palestiniană, chiar dacă mult mai mică. Exact. Există o literatură palestiniană care încearcă să găsească, să zicem, căi de dialog și căi de transcederea acestui conflict și acestei permanente stări de război. E adevărat, e mult mai mică și reușește să iasă la suprafață mai puțin, pentru că n-are pe unde. Dar și acolo avem, într-adevăr, diverse categorii de literatură și o să fac o comparație, pentru că am vorbit de Amos Oz, o să fac o comparație între romanele autobiografice ale lui Amos Oz și în special cele care se referă la perioada 48, la perioada războiului de independență, în care vorbește despre viața dinainte de războiul de independență. Vorbește de societatea israeliană cu partea arabă care locuia, cu partea, mă rog, nu era încă Israel. Vorbesc de societatea evreiască și societatea arabă care o înconjura. Și vorbește de relațiile care erau între ei și vecinii palestinieni, arabi. Ei bine, comparând această perspectivă a lui Amos Oz, de pildă cu o autobiografie a unui scriitor palestinian, Sari Nuseibe. În autobiografia palestiniană nu apar deloc evrei, ca și când n-ar fi existat acolo. Deci există această diferență de perspectivă în care partea evrească este scoasă complet din ecuație, din istorie, și atunci e foarte greu de refăcut această relație de coexistență, să nu-i zicem prietenie, dar coexistență dinainte. Pentru că este scoasă din istorie și vedem asta chiar și în lucrurile directe de genul arheologie. Da? Toată arheologia care se face în partea palestiniană încearcă de fapt să șteargă istoria evreiască din zonă. Și asta e una din marile probleme în care și ONU este implicat, pentru că ONU de curând, de exemplu, a declarat un astfel de site arheologic ca fiind palestinian. Deci, practic, ea a șters toată istoria evreiască. Și avem aceste probleme care, pe diverse paliere, fac dialogul foarte greu. Domnule Raiețchi, mă întorc la dumneavoastră și mulțumesc că ați rămas alături de noi și că ați urmărit discuția. Firește că aș dori să aflu și punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis de acest improbabil, dar totuși atât de mult invocat dialog care în ceasul nu al 12-lea, ci al 13-lea ar putea, poate, să mai schimbe lucrurile. O restanță legat de ceea ce s-a discutat până acum și legat de întrebarea dumneavoastră privind relația dintre literatură și radicalizare. Sigur. O poveste de un minut. Teoria jihadistă de astăzi îi se datorează lui Said Qutb. Said Qutb este un autor egiptean care în anii 40-50 și-a dorit să fie un romancier laic. A eșuat, a primit cronici nefavorabile, a fost văzut ca un romancier, ca un scriitor mediocru și a suferit un proces de transformare, a devenit marele teoretician al radicalismului islamic. Practic toată literatura după anii 60, când el este și executat de regimul Nasser, toată literatura jihadistă este fondată pe concepțiile acestui romancier ratat care este Said Qutb.
În privința dialogului, un lucru foarte important pentru dialog este claritatea morală. E un concept pe care l-am auzit după discursul președintelui american Biden de ieri. Claritate morală care cere foarte multe lucruri, între altele să separăm terorismul și terorismul în forma sa cea mai abjectă, care iată duce spre sacrificarea ritualică a pruncilor, de orice înseamnă militantism, orice înseamnă rezistență armată, orice înseamnă combatant. Sunt lucruri profund diferite și ceea ce face Hamas face parte din categoria terorismului de tip Al-Qaeda și răspunsul în dreptul internațional la astfel de atacuri este duce la suprimare, așa cum Al-Zawahiri și Osama Bin Laden au fost suprimați. De asemenea, stânga europeană care tinde după 68 să fie cumva favorabilă taberei palestiniene pentru că nu vede decât ceea ce se întâmplă în 1967, trebuie să meargă un pic la izvoarele istorice și să înțeleagă ce s-a întâmplat înainte, ce s-a întâmplat în anii 20, ce s-a întâmplat în timpul Marii Revolte Arabe din anii 30, ce s-a întâmplat în războiul de independență al Israelului pentru a lua o poziție care relativizează cumva cele două tabere și în final pentru a avea un dialog. Într-adevăr, este nevoie de ruptura taberei arabe de această obsesie istoricistă a transferului în anii 40, refuzându-se practic să se accepte tot ceea ce s-a întâmplat de acum până astăzi și mergând către această poziție care spune clar, noi vrem în continuare distrugerea statului Israel, noi vrem aruncarea evreilor în mare. Plecând de la o astfel de poziție, nu se va ajunge niciodată la nicio formă de dialog și momentul de cumpănă a fost momentul 1967, când după ce Israelul cucerește o serie de teritorii într-un război, din punctul meu de vedere defensiv, el vine către statele arabe și spune oferim teritorii pentru pace, oferim teritorii pentru recunoașterea statalității și legitimității noastre. Moshe Dayan spune aștept telefonul arabilor. Acest telefon nu a venit niciodată, reacția arabă a fost nu, nu vrem recunoașterea statului Israel, nu vom dialoga niciodată cu el. Bun, aici dar totuși domnul trebuie să facem niște amendamente. A existat o reacție la un moment dat. După războiul de Kipur, a fost Sadat care a făcut niște gesturi, care s-a dus la Ierusalim. În final s-a realizat pacea cu Egiptul, ceea ce a fost un lucru extrem de important. Pacea cu Iordania mai târziu puțin. Așa că totuși Israelul este într-o situație din punctul ăsta de vedere mai bună decât era atunci. Există Siria, adevărat, care e dominată de facțiunea asta șiită radicală și care domină și Libanul cu milițiile Hezbollah și avem Hamasul, cum vedem. Pe de altă parte, se spune și nu pot decât să cred că e ceva adevărat în teoria că exista o apropiere nu foarte la vedere, dar destul de importantă între Israel pe de-o parte și Arabia Saudită pe de altă parte. Și că erau destul de aproape să încheie un acord de recunoaștere, mă rog, ceva care ar fi pus capăt atitudinii belicoase a stăilor arabe. Am fi avut atunci țara cea mai mare dintre țările arabe, Egiptul și țara cea mai bogată, Arabia Saudită, recunoscând amândouă statul Israel. Se zice că teroriștii de la Hamas au fost finanțați de Iran, care nu voia această înțelegere care să pună capăt, de fapt, practic, conflictul. Deci trebuie să vedem și lucrurile într-o perspectivă mai mare. E adevărat că arabii în perioada aceea, între cele două război, apoi după al doilea război mondial și câteva decenii în continuare, în totalitate, în bloc, au refuzat acceptarea Israelului. Totuși au apărut lucruri noi și acordul noi. O mare șansă s-a ratat, cred că în 1999, când au fost negocierile de la Camp David
Și când au fost la un pas Arafat și cu Rabin să încheie, era Clinton președinte, să încheie un acord de pace care ar fi permis existența unui stat palestinian. Se pare că Arafat în ultimul moment s-a speriat, s-a răzgândit și a plecat. Și de atunci, sigur că lucrurile au degenerat. Au și israelienii vina lor, au fost și circumstanțe dificile, circumstanțe interne. Demografic, Israelul s-a schimbat mult după 1990 din cauza unor imigranți din Rusia, din țările din Est. Așa că, sigur că lucrurile au mers rău. Însă, totuși, așa cum s-a și spus, trebuie făcute distincțiile clare. Nu se poate accepta sub nicio formă ca teroriștii Hamas, la fel ca și cei din Al-Qaeda sau din Daesh, să fie considerați niște militanți, niște oameni care luptă pentru libertate. În felul ăsta nu se poate lupta tăind gâtul pruncilor. Așa ceva este inacceptabil și lumea trebuie să denunțe astfel de lucruri și, într-adevăr, este cazul ca stânga europeană, nu mai vorbesc de dreapta, dar stânga europeană să-și facă analiza din punctul ăsta de vedere. Îndreptându-ne ușor către ultima parte a discuției noastre, aș vrea cumva să ne întoarcem puțin la literatură, dacă sunteți de acord. Dacă doamna Braeșter mai este alături de noi, aș întreba-o, pentru că nu mai avem un Amos Oz, care a fost o voce atât de sonoră în ceea ce privește pacea și dorința de a exista pace. Oare astăzi, și o întreb ca o fină cunoscătoare a literaturii din acest spațiu, oare astăzi cine ar putea să fie o nouă voce care să calce pe urmele lui Amos Oz? Nu sunt sigură că există o nouă voce care să calce pe urmele lui Amos Oz. Autorii care își exprimă acum poziția nu ajung la acea armonie dorită, visată de Amos Oz. Nu văd soluții. Ambianța este, într-adevăr, ați vorbit de anxietate, o ambianță de fond de nesiguranță, de cinism în literatură, un fel de detașare a tinerilor scriitori. În poezie la fel. Am încercat să organizez la Universitatea din Haifa, unde am lucrat, întâlniri între poeți de limbă ebraică și poeți arabi. Au fost câteva întâlniri la care au spus da și au participat, dar au fost și poeți de limba arabă, poeți care locuiesc, palestinieni, israelieni, care locuiesc în Israel, deci, care au refuzat, sau din Ierusalim. Chiar acum încercăm să organizez, sub egida ambasadei Franței și a Institutului Cultural Francez din Tel Aviv, tocmai lucrăm la pregătirea unui eveniment care trebuia să aibă loc pe 7 decembrie la Teatrul Arabo-Evreiesc din Iafo, Iafa, o întâlnire între poeți de limbă ebraică, poeți de limbă arabă și poeți de limbă franceză. Eventual, traducând, prezentând și traducerele lor în cele trei din cele trei limbi, deci versiune trilingvă. Și cele care au acceptat au fost niște poete de limbă arabă tinere, care vor fi prezente în cazul în care evenimentul se menține. Deci dialog, vorbim de dialog. Dialogul e posibil.
Dialogul e posibil, însă, din păcate, iată, dialogul este posibil la acest nivel, însă în alte zone mult, infinit mai importante, deocamdată el este, cum nu se poate, mai departe de a fi posibil. Liviu, aceeași întrebare pentru tine. Pe cine vezi astăzi în locul lui Amos Oz drept un viitor purtător al acestui standard alb al păcii? Nu sunt la curent cu tot ce se publică la ora actuală în Israel, cu toți scriitorii contemporani, ci cu ce s-a tradus la noi. Uh-huh. Dar nu am văzut nimic de proporțiile lui Amos Oz sau chiar David Grossman sau Yehoshua. Pentru că ei au creat în mentalitatea pacifistă a Israelului, să o numim așa, au creat un adevărat sistem de metafore aproape biblice. Mă gândesc de pildă la una dintre povestirile cu care a debutat Yehoshua, care are loc într-un post de pază. Un rezervist israelian stă cu un soldat arab-palestinian, căruia a fost tăiată limba în 1948 în război, și păzesc o pădure proaspăt plantată în noul stat Israel. La un moment dat, arabul dă foc pădurii. Dar de ce? Pentru că focul scoate din pământ ruinele fostului său sătuc. Și, practic, în anii 60 a fost o... Acum poate că simbolismul acesta este prea facil, prea direct, dar în anii 60, faptul că prin această imagine se recunoștea faptul că noul Israel fusese construit în parte pe ruinele unei societăți care fusese strămutate, a fost ceva de-a dreptul radical. E foarte greu acum să mai produci genul ăsta de metaforă, dar nu pentru că ar fi neputincioși din punct de vedere literar, ci pentru că există la ora actuală și un deficit de sensibilitate, să o numesc, politică față de astfel de imagini în societate. Și mi-e greu să cred că... Ce înseamnă, Liviu, acest deficit de sensibilitate politică? Nu mai pot mobiliza astfel de imagini tinerii, de pildă. Și mi-e greu să cred că după un măcel ca cel la care asistăm astăzi va exista o disponibilitate pentru pace. Nu cu asemenea orori care amintesc de Vechiul Testament cu capetele pruncilor tăiate. E prea mult ca să te gândești la pace. Iar și Yehoshua explica că niciodată, chiar și înainte de 48 și după 48, când se refereau la arabi, nu foloseau termeni rasiști. Dar el a explicat că în ultimii ani, mai ales după toată degringolada care a urmat după primăvara arabă, în societatea israeliană s-a instalat o atmosferă dintre aceasta prielnică rasismului. Și că dacă nu vom încerca să facem, să ne ponderăm lingvistic, nu vom putea ajunge vreodată la un dialog cât timp ne vom referi cu ură la ceilalți. Bine, și asta este o poziție tot idealistă. Pentru că este foarte greu să fii moderat după ce vezi asemenea orori, asemenea incursiuni ale unor bestii, precum cei din Hamas. Tocmai pentru că am ajuns aici și mai avem cam 5 minute din discuție, v-am promis că pe final am să mă întorc la o idee dintr-un film paradoxal american, un film de Ridley Scott, Regatul Cerului se numește el. Sigur, el descrie confruntările între Saladin și cruciații europeni și se încheie cu un armistițiu între Saladin și Richard Inimă de Leu. Iar ultima frază a acestui film este că astăzi, după 1000 de ani, pacea în această bucată de lume rămâne eluzivă. Pentru că s-a vorbit și ați vorbit cu toții despre pace, am să vă întreb, pornind și mergând mai departe de la acest idealism pe care îl enunța Liviu, și în condițiile în care la un moment dat va fi pace acolo, în zona Israelului, iar întrebarea este valabilă pentru toți, cât de mult această pace poate să fie cu adevărat pace? Domnule Corne. Adică vreți să spuneți cât o să fie de durabilă, cât o să dureze sau cum? Nu vreau să spun cât o să dureze. Vreau să vă întreb ce fundament poate să aibă o pace care practic nu are niciun soi de istorie în spate. O pace poate să aibă de fundament pur și simplu interesul reciproc. Cred că e cel mai bun lucru care poate asigura pace. În momentul când actorii respectivi și-o doresc în egală măsură.
cum spunea, se pare, e o vorbă, am văzut-o acum, Golda Meir citată, spunea că o să fie pace atunci când, mă rog, se referea tot așa la teroriști, își vor iubi mai mult copiii decât îi vor urî pe israelieni, copiii proprii decât îi vor urî pe evrei, pe israelieni. Deci asta este o condiție, o condiție practică. Și sigur e și cealaltă condiție care spune că trebuie ca cei care nu doresc pacea să nu mai fie susținuți din afară de forțe ostile. A fost decenii de-a rândul, Uniunea Sovietică asta făcea, îi susținea pur și simplu, susținea regimurile zise de stânga, socialiste, cum era regimul lui Nasser sau Assad tatăl, nu Assad fiul de acum. După asta, mă rog, s-a prăbușit URSS-ul și, cum a spus și domnul Raitschi, mișcările radicale s-au dus spre direcție islamistă. Nu poți să ai pace cu astfel de viziuni. Atunci când în viziunea ta despre lume nu încap decât un tip de oameni, iar ceilalți oameni trebuie să dispară sau să se convertească, așa, nu poți să ai pace cu ei. Domnule Raitschi, vă rog, ați auzit întrebarea. Sunt momente ale istoriei în care se trece cumva dincolo de umanitate și de morală și privim în abis. Și asta s-a întâmplat și în Holocaust, de exemplu. Am încercat să înțeleg pe măsură ce studiam istoria Holocaustului, cum e posibil să ucizi din cele 6 milioane de victime, în jur de 1 milion erau minori, erau copii, câteva sute de mii erau prunci care erau executați pentru a se economisi glonțul, trăgând cu el în dreptul inimii mamei, astfel încât să piară doi deodată. După această privire în abis a Holocaustului și după această sacrificare a 1 milion de copii, s-a întâmplat în Europa un șoc moral, o schimbare adâncă, care a făcut posibilă Uniunea Europeană, între altele, cred eu, ca formă de toleranță pe care nu mai regăsim ideologic aproape nicăieri în lume, poate nici măcar în Statele Unite. Șocul ăsta moral o să apară în Palestina după acest moment sau, dimpotrivă, acest gest de decapitare a pruncilor este atât de radical încât, pe de o parte, societatea israeliană nu-l va ierta niciodată și, pe de altă parte, cei care au trecut această graniță a umanității și care sunt încă în viață și care luptă în momentul ăsta de partea Hamas, nu se vor putea vindeca niciodată. E o întrebare la care, sigur, vom afla răspunsul în următorul an, dar repet, s-a trecut de un prag și nu știm cum se va rezolva moral această tragedie. Da. Adaug la ce spune domnul Raitschi, însă că în Europa a trebuit ca nazismul să fie înfrânt, Germania să fie făcută una cu pământul și de-abia după aceea s-a putut trece mai departe la construcția europeană. S-ar părea că așa ceva trebuie și aici. Până când această conducere, cel puțin a Hamas, nu va dispărea, eu nu cred că e posibil ceva pașnic. Liviu. Ce aș putea să mai adaug? Până nu cade Hamasul? Da. Nu. Îi țin în captivitate acolo. Este un întreg laborator pe care l-au această populație, Hamasul. Și dacă nu va fi decapitată Hitler, asta nu are cum. Nu poți negocia cu niște teroriști. Ei nu cunosc decât au un singur refren. Dispariția până la ultimul evreu a poporului Israel. Doamna Waldman. Sunt de acord cu ce s-a spus, nu pot să adaug nimic. Aș spune doar un singur lucru, că eu le cer studenților mei la literatură să citească, în primul rând, în afară de altele, în primul rând, două cărți. Cum să lecuiești un fanatic al lui Amos Oz și cum să-ți construiești dușmanul al lui Umberto Eco. Între astea ne plasăm. Vă mulțumesc mult tuturor pentru participarea la o emisiune grea, dar necesară. Doamnelor, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Rămâneți și mai departe alături de TVR Cultural.